شيء. دو 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 شيء مالو كان نشوف اليكس لايف وبعدين بام 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 فاك تو 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 تو. Hai să dăm și anunțurile, stai să vedem să intre live aici. O, a intrat, mă. Hai să dăm anunțurile pe comunitate și imediat citim și chatul. Stați așa să găsesc linkul. Trimitem pe Discord, Discord. 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 Așa. Imediat, dragilor, să dau anunțurile pe Discord și începem treaba. Suntem live pe, hai și tu alături de noi, Everione. Pac, dăm și la mine și am rezolvat-o. Gata, dragilor, haideți să citim și chatul. Salut, Ratonule, salut, George, salut, Petru, salut, Flint, salut, Gabi, Alex, salut, Cristian, Ciobanu, salut, Razer, salut, Tito. Tito, mă, cum îi zicem noi la Timo, știi, pe LOL. Te salut, Davide, salut, Andrei, salut, Papagalu Poli, salut, Iulian, salut, Gabi, salut, Cosmin Lungu, Nicolas, Rândunica, Andrei Cojocaru, Carolina, Paul, Crișan, George, bine ați venit cu toții, ce faceți? Te salut! Dragilor, salutare, bine v-am regăsit, să știți că mi-a fost foarte dor de voi. Din păcate am avut un deces în familie, v-am și scris acolo pe comunitate ca să înțelegeți de ce am fost absent. Sâmbătă am fost plecat la piscină pentru că a fost ziua unui prieten de-a mea și am aflat o veste nasoală, ne-a murit mătușa. Suntem cu Peli, cu frățiorul meu Peli aici, mult iubit. Și astăzi am terminat cu înmormântarea, așa că am zis să ne vedem de treabă și să continuăm cu roleplay-urile noastre. Salut, Peli, ești forță, ține tot așa. Mersi frumos, Daniel. Suntem cu fratele tău, uite aici cu taxiul nebun. Haide. Uite. Haide, ne urcă la. Mulțumesc, mulțumesc frumos, Gabi. Dar deschide mașina. Încerc acum. Așa. Doamne, cât de caterincă e mașina asta, s-a încheiat. Te salut, Tudi, mersi frumos, te salut, Cosmin, salut, Mihai, Andrei, bine ați venit cu toții, nu uitați să apăsați butonașul de like acolo. Să ne face ziua frumoasă, frumoasă. Alexandru, am și eu o rugăminte. Zici mie pe unde să merg la un 24-7, că n-am hartă. Tot înainte. Și mai întrebăm. Stau la semafor. Stai la semafor, stai că mergem tot înainte. La următoarea faci, deva mai mergi, mai du-te. Da, spune-și tu că GPS-ul știi. GPS-ul, în 500 de metri mergi tot înainte. După care trage pe dreapta și mai întreabă. La următoarea faci stânga, de fapt mai în față, mergi mai în față. Nu aici, următoarea. La stânga. Mulțumesc din suflet, băieții. Mulțumesc mult de tot. Dragilor, nu o să... Mersi frumos, Hatake. Nu o să mai cumpăr mașinuțe. Acum vreau să vindem. Avem o grămadă de BMW-uri acolo pe stoc. Pentru server, prin card bancar. Da, Tudi, se poate. Te salut. Poți să faci lucrul acesta după ce terminăm live. Fă stânga, mă, nebunule. Da. Stânga, iar stânga. De fapt, dreapta. Dreapta, stânga și tot înainte. Și aici vezi magazin. Dacă nu facem azi 8200 de abonați, mă tai fără cuțit. Cu ce te tai, măi, Mihai, Andrei? Deci, Tudi, după live vorbim pe... Se poate. Fă stânga, mă. Bă, bă, bă. Cu fake tax. Oare mă mai cunoști? Hatake, cum să nu te cunosc, mă? Vă știu... Vă, îți dai seama... Fasaki, Fasaki. Dar știi că l-am și pe LOL pe unul Fasaki. Adică... Fai, roșu. Înainte. Dar se aude ceva în mașina asta. Se aude tuc 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 tuc. I-am pus turbo. Stânga. Să schimbăm panta, să analizăm. Și ai magazin, uite aici pe dreapta. Dar ce bine ai parcat. Îl salut pe fratele tău, uite, te salută Hatake, Teo. Salut, salut, Hatake. Ăla de zice Fasaki Yasu, exact. Cu castana. Bun, te salut, Androidul Vărvoreț. Bine ai venit, bine ați venit cu toții. Nu uitați să apăsați butonașul de like acolo. Dacă nu sunteți... Păi radio e oprit. Auzi ceva la radio, Alex? Nu.
Cred că era radio, am trecut pe lângă un magazin copii și... unele magazine mai au radio. Nu, no, gata, s-a terminat. Vă salută Cauciuc! Salut Cauciuc, ce mai Cauciuc? Hai pe server Cauciuc, am nevoie de tine. Salut Liviu, te salut Anto, te salut Bogdi, te salut Ciobanu Mihnea, salutare Pili și Teo, salutare Marinel. Salut. Ci că nu înțeleg de ce toți spun accentul pe Hataki. Hatake. Sună mai amuzant așa. Dăm blană cu fake taxi prin oraș. Acceptat bine că bagă Peli, boabe. Hai să mergem la părculeț acolo fake taxi. O să facem mai tare pe... Mersi frumos, Tudi! O să mergem și o să facem sell-out, o să facem discounturi mari la mașini, așa că dacă doriți să cumpărați mașini VIP la prețuri bombă, 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 rău de tot, vă aștept la... Bum! Părculețul auto, e bine? Peri, ce țeapă dau ăștia de la G2A, scuze de promo? Ce țeapă dau, Bogdi? Că, nu știu, bine, am o dată, o singură dată fix înainte de live mă uitam la un episod de al tău. Super tare, Hatache. Da, Gălușca, vreau să vând toate mașinile din parc pentru că o să vedeți ce o să facem. Am niște surprize pentru voi, v-am promis. A fost foarte mișto cu parcul auto. Vreau să facem mare sell-out la parcul auto, după care să... Ce fac ăștia? Hai să râdem de ei. Aveți nevoie de un taxi? Lasă-mă pe mine să vorbesc. Hai. Bună ziua, aveți nevoie de un taxi? N-aveți nevoie de un taxi? N-am nevoie. N-aveți nevoie? Aveți motocicletă? Da, am chopper. Da, așa puțin să ajung. Nu vrei să lucrezi la mine la nightclub? Ai ce motocicletă frumoasă ai, băiatul? Foarte frumoasă. Cobor stamping? E la fel de mare capitonul meu. Te salută faină, Thiago. Te salut. Am luat GTA 5 cu 12 și 13 euro, egal 25 euro, și când încerc cheia nu merge și pe Steam cu 30 euro merge direct pe el. Mamă, Bogdi, fă un tichet la cei de la G2A. Da, probabil nu știu băieții, știi? Dacă nu îți dă doar răscumpărare. Dar vezi și tu, fii sigur că ai băgat codul cum trebuie. Vrei să intri în vreo mafie, ceva de genul? Gălușcă, nu neapărat, nu. O să facem o chestie foarte mișto. Vreau să mergem să... Sunt și eu curios pentru... Pentru că eu n-apuc niciodată să mă joc așa ca lumea, să zicem, că văd, să văd ceea ce fac playerii din facțiuni, să interacționez cu ei, să fiu taximetrist, mecanic, medic, polițist, toate cele. Vreau să mergem să luăm facțiuni la rând, să mergem în facțiuni și vreau să vedem cum se desfășoară roleplay în facțiunile respective și dacă vouă o să vă placă, o să vă aștept și pe voi în facțiuni acolo să vă înscrieți. Salut Andrei Teodor, ți-a scris Ruben Pomohaci. Ia uite, te știe. Ah, stai că cred că am așa pe ăsta, nu? Mi-aduce aminte de cineva când vorbește așa, dar nu pot să spun pe stream. De cine, Păturică? Zi! Te salut, Păturică! Salut, Marksman! Ce faci, mai Marksman? Nu te bagă ea în seamă, nu mă băgau. Poți să-mi spui de unde iau legătura cu ei pe Eli? Bogdi, caut acolo la contact, la ei, la G2A, nu știu. Vezi să fie... Bogdi era băiatul, nu? Care da, problema. Da. Spune-i să nu fie... De fapt, stai că mă aude. Să nu fie de la... Asta, să aibă GTA 5 pe Rockstar, gen. Codul să meargă doar pe Rockstar, nu neapărat pe Steam. A, încearcă, da, încearcă să-l bași pe Rockstar, codul ăla. Pe contul tău de Rockstar. Sau gen, fă-ți cont de Rockstar dacă nu ai. Peli, salut, vinzi vechiul serv de 5M, nu offline. Îl mai am, dar nu îl vând. Da, el am vândut lui Teo. Peli, m-am gândit... Peli, m-am gândit și o să-mi iau microfonul să mai iau căști. Super tare, Hatache. Vezi, poate l-ai cumpărat pe Rockstar, exact. Peli, când, ai, când îmi dai moderator? Mihai Andrei, când n-ai să mai ceri. Ia. Mulțumesc frumos, Zeus. Hai să tragem. Hai să tragem. Aveți probleme, hey, frumoșilor? Aoleu. Aveți probleme? Nu, nu, e ok, e ok. Ce s-a întâmplat? Ce căutați singurei pe autostradă? Nu contează. Nu contează banii tăi, că mor după ochii tăi, o fi iubirea, o știi frățioare pe asta? Domnul Alexandrei? Depinde cine e în treabă. Depinde cine e în treabă. Am făcut eu o rezervare pentru o mașină. Aaa, pentru papuc, da, eu sunt. Haide să ți-l dau. Ne vedem acolo dacă... Ne vedem acolo, te așteptă cu drag. Tot respectul. Respect. Da, se pană sau ceva?
Suntem în pană de idei. Mamă, ce fel a trecut? Să-mi bag pe mohaci. Ba da, George, mai stau la parc. Mergem la parc acum, o să mai facem. Nu, parcul nu se va închide. Uite, ne depășește asta. România, să mor eu. Dai, 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 bice. Băi, cum se bagă în altre? Ia, șefu, aveți probleme? Aveți probleme? Na, că mie mi-a trebuit mie mă, că trebuie. Cine? Șefule, ai nicio problemă. Ai probleme? Nu. Iau pe sus, boss. Nu. Vinzi mașina asta? Îți dau 3000 de euro pe ea. N-am nevoie. Îți dau 500 de euro și o găină pe ea dacă... N-am unde să mă... Aș vrea să o vând, dar... N-am unde să-mi... N-am unde să-mi țin găinile și aș vrea să cumpăr un coteț ca ăsta. Ce zici? Cu multă plăcere. Haide să ți-l cumpăr. Mamă, lasă mai încet cu accentul că vin iarăși să-ți cânt dedicații. Puteți să dați un pic geamul jos? Este dat jos. Nu vezi? E bine, măi? A, domnul Andrei, domnul. Nu sunt domnul Andrei. Ce aveți, domnul? Vă știu după față, domne. Eu te cunosc după sandale, cenușe reaso. Ce râde nebunul. Bine, domn, ne vedem. Hai să trăiești, mergi cu cerculețele. Hai, dă-i tău. Eu vorbesc ca Bendea cum vorbește el, dar nu mai știu. A, ca luminița aia, știi? Eu mă șet, eu mă nig. 3K și o gumă turbă. Ia uite ce merge cotețul ăsta. Bă, dai Caterin, că rău cotețul ăsta, jur. Pe și eu l-am colorat așa că... E mișto rău de tot. Salut, ce am pierdut? Bine ai venit, Cristina. Abia am început acum 11 minute. N-ai O să mai fii deschis offline? Nu cred. O să vedem. Habar nu am, sincer. Vom vedea. Te salut, Robert. Nu mai vorbi așa. Ia uite ce fel t-au sărit băieții. Da, pe păcat că e pe ureche. Da, știu. Salut, Robert, salut. Bine ai venit. Frumos coteț, adevărat. Se bagă în auto. Și că nu mai vorbi așa, că mă zgâri la urechi. Teo după 30 de secunde. A, n-a mai nea, nea. Acum 7 minute de fapt, Marksman, acum 11 minute, îți spun eu, faci și mâine live? Da, George, dacă nu se întâmplă iar, Doamne ferește, ceva, facem, pentru că trebuie să facem, că așa este frumos. Și așa trebuie, ce să fac? Ia spune-mi. Că n-am să mor eu, rog mult, să faci live, adică din să mă... Faci live la mormântarea mea. Bă, du-te bă de aici, păi dacă o luăm cronologic, o să mor eu înainte ta, așa că stai cu mine. Te salut, Flavius. Hai, te o termină cu prostile că te și bat. Cobor în cameră și te bat. Și sunt în chiloți, ai grijă. Că se vadă. YouTube a băgat iarăși un blunt. Bag un blunt, m-am prăjit, m-am spart. Bag un zenit și mă rupe la fica. Ce seară. Să trăiește, domnul, după papuc, nu? Mai spune-mi iubito, da. Hai la papuc. Parchează și tu aici, Teo, la... A, la da. Lebei acolo, nu? Ci că spune lui Teo că m-a omorât unul și am pierdut pistolul. Ce ai făcut, mă, cauciuc? Păturică, zi-mă cu cine semăn, nu pot da juni. N-are cum să nu, n-ai cum să nu poți. De ce vorbește așa? Hatake făcea mișto așa, nu știu, la mișto. Am dormit azi noapte 3 ore. Are o condiție mai slabă. Cine? De tine. De ce vorbește așa? De ce vorbește așa? De ce vorbește așa? Totu rămâi viața mea, totu rămâi viața mea. Câte M6? Marius, M6-le este 750.000 de dolari. Este full, 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 full. Bună ziua, doamnă, poți să vă ajut cu ceva? Bună ziua, mă uit doar. Bine. Hai să ne clătim ochii. Tu joci pe boxe? Da, Joker, joc pe boxe. Cât costă BMW-ul acela MOV? Și ce BMW este? Seria 6 este 750.000 de dolari. Am adus și banii. Te ui, fratele tău. Gata, domnul? Hai. Gata, gata. Cu cât vorbisem, că nu mai știu. Cu mine, 60.000. Așa, cu 60.000, că așa știam și eu. Dacă era deștept, dădeam, zicea mai puțin. Nu, băieții sunt, să știi... Eu îți făceam scrime. Să-l stăpânești sănătos. Ai făcut o alegere foarte înțeleaptă, să știi că are și inventar mare. Are și 6 locuri. Și X5-ul este deja al vând frățiorului meu.
Păi da, chiar că hai să facem. Că frățiorul meu vrea să-l cumpere. Este unic, adică mai este încă unul, sunt două. 27, șa. Vezi că n-are modificări, știi, de-aia ți-l vând cu 600.000. Bună ziua, domnul, cât costă acest exchange? S-a vândut cu 600.000 deja. S-a dus. Teo, ia-o de aici, știi, și parchează, dă-i slash park undeva. Știu, știu, știu. Ca să nu mai fie. A, tocmai ați vândut exchange-ul acela? Cu cât vorbisem? Cu mine. L-am vândut numai ce. Numai ce s-a vândut. Am văzut. Bă, Alex, mai am seria 6-l ăsta full. Seria 6-l ăsta full. Frumos. Păi da, cu cât îl vindeți? Bun, este full cu tot cu armură, să știți. Este 750.000 de dolari negociabil. Ce se înfige? Da, măi, mișto. Ce vezi lângă, domnule? Nu știu, sincer. Dar... ia uitați-vă cum arată. Da, l-aud. Am auzit revenirea lui Teo. Mare bișnițar, Alexe. Tranda Andrei. A venit Andrei Tranda. Cine este Tranda Andrei? Peli, din păcate, toți o să murim într-un timp. Așa este Hatake. Din păcate... acceptat bine că se transformă Hatake în Schopenhauer. Teo X5 ăla e una dintre cele mai unice mașini. Așa e. Ia spuneți, v-ar interesa... acest seria 6? Da, mă gândesc. Domnul! Da, problema e că eu maximumul de bani pe care îi am, 700.000 fix. Un 710.000 n-ați putea? Dacă aș putea să fac împrumut la bancă, aș face. Să-l dau, mă? Să-i fac o reducere, să-l dau? Adică... de la cât? De la 750 la 700.000 fix? Întreabă-l așa, OOC, dacă se uită la tine pe live. Ia stați două secunde, vorbesc cu cineva la telefon. Ok. Dacă se uite, îl dai. Ce faci, măi, Feli, tot pe GTA? Da, tot pe GTA, agent Peri Ornitorincu. Salut, toți Samsar, Alex. Te salut, Ilie Adrian. Salut, Marius Popa. Fără reducere omului, Samsarule. Ia uite ce zice Devil, fără reducere omului. Păi vreau, mă, să-i fac. Păi dacă vine, hai să pleacă să vorbească la telefon. Stai să vedem. I-l aș da, să zicem. Bine, Mihai Andrei, bine. Și mașini? Momentan vând. Vindem. Că mi-a spus pe autostradă că cumpărați cotețul pentru găini. Păi da. Depinde, cu cât îl vindeți dumneavoastră? Păi, având în vedere că este stoc, un 550.000, cam așa. Ia să mă, sta să mă gândesc puțin. Deci stoc 550.000, a cerut pe A6. Hai să ne uităm. Să vedem. Bă, Teo, ce faci, mă? Este la fel ca... ce-ai făcut, mă? Ți-ai dat TP la mine. M6-le. Ah. Scuze. Ca și... am înțeles. Serie. Da. Îl lăsați la un 500.000? 515. Ultimul preț. Mai mult de 505.000 nu vă pot oferi, să știți. Bine, domnule. Da? Hai, aduceți-l încoace. Hai că-ți... da. Bună ziua, domnule Pelin, pare nespus de rău pentru acest... mersi frumos, Marius Vasile, dar trebuie să spui domnule, că nu-mi place mie. Mulțumim din suflet, mulțumim frumos. Ăsta e Pelin, nu prea face multe, mafia jucurilor, mi-a zis. Așa e, adevărat. Te pup, spor la Samsarel. Mersi frumos, Nico. Am pus-o mai o lună până începe școală. Iar am pus-o. Vă dau Alex, clasă. Alex, dai și mie un molotov, te rog. Dar tu n-ai moderator, mă? Ce să-ți dau, mă? Nu știu. Molotov. Molotov. A, n-am. Aceasta e. Da, o știu, o știu. Haideți să facem actele. Iar am pus-o. Mersi frumos, Nico. Mulțumesc din suflet. Fabi, cu tine nu mai fac afaceri în vecii vecilor. Amin. Și dumneavoastră să vă bucurați de bani. Numai bine, să trăiți. Cine a murit? Mătușa mea, mătușa noastră, de fapt. A lui doar. Mafia jocului. De ce, mă, a ta nu era? Prostule. Ce ziceai tu? Mătușa mea. După ți-l lăsăm. A noastră, de fapt. După ce, de ce tu cânti manele? Sofian! Băi!
ce să zic, știi care e chestia? Dacă ar fi fost să o iau așa, n-ar fi trebuit să fac live, n-ar fi trebuit să fac nimic, dar a trecut, încercăm să ne vedem de viețile noastre și asta a fost, ce să facem. Stai liniștit, Mihai, nu e nicio problemă, nu-ți bate cap. Bun, hai să parcăm și seria 6 ăsta acolo, lângă șeptare. Boss, peste două zile vin părinții mei acasă și îmi fac setup-ul. Super tare! Mulțumim, mulțumim, George, mulțumim frumos, vă pup și eu. Mie mi-am bunit bunicul Peli acum două zile. Dumnezeu să-l ierte, agent Peli. Dumnezeu să-l ierte. Asta e, se întâmplă, asta e viața. Viața merge înainte. Înainte. Am zis că a trecut totuși o perioadă destul de mare. Dacă ar fi fost, mulțumesc frumos, Miha, că te-ai pelistit. Mersi frumos, nu uitați, dragilor, să apăsați butonașul de like acolo. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul. Dacă vreți să vedeți mai multe live-uri, episoade cu mine, ce fac eu, ce facem noi aici. Frumos, toată lumea are un sfârșit, adevărat, sfârșitul meu. Voi v-ați gândit vreodată cum o să muriți? Știi cum mi-l imaginez pe al tău? O să ieși de la lăutar, beat. O să te robești de ceva. Fratele meu, adică... Ce încredere? Ce putem să mai spunem? Salut, sunt nou, Hatake! 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 Of, of, of. Mulțumesc frumos, Marius. Într-adevăr, dacă era bătrân, nu era atât de grav, dar totuși pe moment e destul de trist. De exemplu, bunica mea a murit acum 7 luni și nu îi mai simt, sincer. Nu era bătrână, nu e vorba despre asta. Peli, te respect pentru ceea ce faci, mult succes. Mersi frumos, Nico, cu cât dai audio la alb. Gălușcă? Nu știu. Fix, un 560.000. E chiar mai ieftin decât ar trebui în mod normal. Preț Porsche. Te salut, de Lexu. Preț Porsche, care? Am unul full tunat, fără armură. Și unul cu motor și cu transmisie, atât. Ăsta full tunat este fix 660.000 și ăsta chel este 600.000 în cap. Nu e nicio problemă offline. Eu știu că mor pe motocicletă, dar mă gândesc ce se întâmplă după. Nu trebuie să te gândești la așa ceva. Te salut, Dani. Salut, Ștefan. Bine ați venit cu toții. Eli, tu nu te gândești seara când te culci că poate dimineața te vei mai trezi? Ba da, câteodată, să știi. M-am zis că o să mor de cancer, nu știu de ce. Doamne ferește, nu mai vorbiți, mă, tâmpenii. Fiecare are destinul lui, adevărat. Nu ți-am spus într-un live. Ba da, că o să-ți faci setup-ul. Ba da, Alex, bravo, super tare. Doamne ajută, mă bucur pentru tine. Ce server? Benea Devon. Suntem pe aici, o nouă platformă. Adică 1000 de sloturi și FPS-uri duble față de 5M. Dacă vreți să vedeți cum se instalează, vă aștept la mine pe canal. Aveți acolo tutorial de instalare RageMP. Eu mă referam că nu știu ce se întâmplă după ce mor. Dacă e să ne luăm după o anumită religie, o să te aștepte 40 de virgine în rai. Știam, în firul, știi, mai până la 4 dimineața, știi, mai culci, adevărat. Mai cumperi mașini, Cristinel? Nu știu, depinde, habar n-am. Care e referal la server? Denis Istoc cu referalul unui jucător, dar nu este neapărat, să știi. Ca un fel de samp, exact, Ionuț. Te salut, Andrei, Dumnezeu ne ia persoane dragi ca să ne fac mai puternici. Nu e adevărat, Marius. Nu mai gândiți așa, că Dumnezeu nu ia pe nimeni. Pur și simplu este soarta fiecărui om. Bă, Teo, unde ești? Fac BMW-ul după parchez. Bă, a venit mafia Balas, bă. Are nevoie de ajutor? Mamă. Treci pe server. Ce? Cauciuc pe server, că avem treabă. Mamă. Să trăiască domnul Vasilică. Bună ziua, domnul. Ce face domnul Vasilică? Cu respect. Am venit aici cu un membru de-al nostru care dorește să-și vândă o mașinuță. Da. Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnul Alex. Să trăiți, cu respect. A, domnul Kevin, nu v-am recunoscut, v-a spus bandană. Da, mi-am luat batică asta pe cap. Am lăsat și... Vindeți mașinuța aceasta? Da. Am înțeles. La ce preț o vin? Ce dotări are extra față de cele stock? Băieți, vă rog frumos, așezați-vă acolo în linie și așezați-vă pe cap. Mașina are cam tot în afară de caroserie dublă, adică armura. Așa, și la ce preț îl vindeți? Undeva la 900.000 preț de pornire. Cât? 900.000 de dolari. Doamne ferește! Domn Vasilică!
Dați-mi două palme, vă rog eu frumos. Ce s-a întâmplat? Dați-mi două palme. Spuneți ce s-a întâmplat, domnule. Dați-mi, vă rog, două palme să-mi revin. Kevin, ce ai făcut? Deci, domnul Vasilică, dați-mi două palme. Cum 900 de mii preț de pornire, domnul? Faceți mișto de mine? Kevin, te-am adus aici să vinzi mașina, să negociem frumos și tu ce faci? 10 flotări acum. 10 flotări. Nu puneți să facă flotări, mor! Și mai gândește-te la preț să tu ce faci flotări. Bă, du-te, mă, bă! Scuzați, bă, Teo, l-a pus să facă 10 flotări! Îmi cer scuze, acum să mai gândește la preț. Da? Da, 700 de mii. Așa, am zis. Auzi, Teo, după ce a făcut, după ce a făcut 10 flotări, știi ce a zis, nu? 700 de mii. Domn Vasilică, mai puneți-l încă 10 flotări, poate scade la 600. Ia fă niște abdomeni, că uite, ai venit aici dezbrăcat și... Dude, vă l-a fost să fac abdomeni, mor. Gândește-te bine cât vrei pe el. Hai, gândește-te. Hai că poți. Hai că poți, Kevin. M-a ajutat, Teo, ține-l de picioare că fură. Ține-l de picioare că fură. Hai că poți să mă ține. Ține de picioare. Bă, cât de tare, bă. Hai că poți mai puțin. Bravo, bravo. Ia spuneți, domnul Kevin, cum e acum? 600 de mii. Bine, domnul, la 600 de mii vă cumpăr. Haideți să iau acte. Hai. Haideți. Are cineva o apă? Ceva că nu mai pot. Teo, ai apă? Ai ceva? Băieți, o apă, vă rog frumos, la Kevin. Bă, ești nebun, bă, ce mafie și-au făcut ăștia, bă, cricheți a făcut mafie, Teo, știi? Cu Ionuț Alexandru și cu mai mulți și chiar uite cât de șmecher, numai cu mașini vanila. Hai, vină cu acel chestie. Să te revigorezi. Dar ce-i cuiul ăla? Cuiul ăla? Domnul Teo. Asta, de bagă bobarul ăsta acum. Bobarul? Am văzut că l-a scăpat pe jos. De dai cu ciocanul. Peric, din păcate, trebuie să ies, te pup și ți-l rezbăiat cu nații. Mersi frumos, Atache. Mulțumesc din suflet. Te pup, mersi mult. Bă, cât de tare, bă. Era tot ce aveam eu nevoie pe ziua de azi, mă jur. N-ai văzut nimic. Da. Ai zis, frate, nici nu ai văzut. Bro, ai vreo idee dacă merge să joci 5M și pe PS4? Taste nu merge 5M pe PS4. Băieți, eu... Salut, Wolf, salut, te pup! Intru pe live bine, bine și îl văd pe ăla în pira goală. Stați așa să rezolv cu domnul Kevin și... Domn Vasilică, chiar vreau să vorbesc cu dumneavoastră și cu băieții dumneavoastră, să știți. Cum să nu? Haideți, domnul Kevin, să mergem la fete înăuntru să fac actele. Kevin, să nu te dai la secretară. Să vezi că vine un popar la tine. Vetuță, ai grijă. Te salut din Costine și te salut și eu, Nea Glonțu. Maria, fă-i te rog frumos actele, adică fă acolo, completează, ia talonul. Și completează, te rog frumos, aici frumos, pentru I8 acela, prețul 600 de mii. Da? Aici, hai, scoate la imprimantă. Da, în coafă. Mergi la Diana, frățiorul meu, mergi la Diana aici și dă-i ei să-i dea număr de registrare. Ce faci, Diana? Ia. Mai poți? Mai duci? Mai duci, stai, mai duci. Curvari pe GTA 5 de salut, Costi. Ce am pierdut, Adrian? N-ai pierdut mult pentru că nu suntem de mult. Gata, domnul Kevin, haideți să-mi dați, să vă dau bani. Semnează aici. A, uite, la domnul... Așa, gata, frate, mi-o lasă aici. Da, pe masă, vine, ia. Vă vetuță, o dai un fix, așa, ia-l. Nebunul de veli, dacă îți donezi 10 euro îmi faci promo AFK. Băi, nu știu dacă te-aș ajuta așa mult. Te salut, Zed! Te salut, Vlad Nițescu! Bine ați venit cu toții! Nu uitați dacă sunteți noi să apăsați acolo butonașul de like, clopoțelul și nu uitați, în ultimul rând, să vă abonați. Haideți, domnul Kevin! Mamă, uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 BMW-uri, iar 7 BMW-uri, ești nebun. Și că vindem tot, da, da, mhm. Uh-huh.
La gestul cricket mă ocup eu. Ok. Gata, domnul, să vă, vă folosească bănuții. Stați așa puțin să parchez mașinuța și imediat vă invit înăuntru, domnilor. Domnul Vasile, Vasilică, cum să nu? Mergeți înăuntru, vă rog, și vin și eu imediat, nu stați afară, că bate vântul. Hai după mine, te rog, că am nevoie de un bodyguard. Da, cu toți, mergeți cu toții, domnul Vasilică. Mergeți cu toții. Pe cei că am fost plecat despre donație. Tudi, după ce termin live-ul, scrie-mi, te rog frumos, de fapt, scrie-mi când vrei tu pe Discord, să am acolo, să nu uit și rezolvăm. Bun, bun, frumos. YK. Bună seara, Nea Peli. Te salut, Alin! Salut, Peli, de ce mi-ai dat mut pe live-ul trecut? Eu, Sami, nu știu, nu cred că ți-am dat mut. Te salut, Noname. Nonamec. Haideți, luați un loc, vă rog frumos. Dacă doriți apă, un suc, aveți acolo automatul de, de sucuri. Nu, Tudi, nu, nu, nu. Nu faci dulci la silicoane, dacă mă înțelegeți. Ce spuneți, domn Vasilică? Că nu v-ați zgârci la silicoane. A, nu, e măritată. Am înțeles. Doamna de aici, e, domnișoara de aici, din stânga, e mai pe distracție. Cealaltă e liberă? Îndepărtați. Cealaltă e liberă? Este, este. Haideți, haideți încoace, vă rog frumos, că, să fiu aici. Domnul... O, oh, și domnul Vito este aici. Domnul Vito! Lasă-l salut pe domnul Vito, că nu l-am mai văzut de mult. Domnul Vito, ce faceți? Bine, domnule, uite, luam un suc de aici. Să trăiți cu respect. Nu v-am mai văzut de mult. Haideți, luați un loc, vă rog, domnilor. Domnul Vasilică, da. Vă spun foarte, foarte sincer. Am văzut că aveți aici un fel de mic clan, așa. Clanul nebunaticilor de alături, sau cum vă numiți voi? Da, suntem o grupare prietenă. Nu azi, să zic așa. Adică nu sunteți ca celelalte din oraș care se ocupă cu no. prostii și... Vrem să fim mai mult o afacere. Zed, da, este hard RP, vezi că RP, vezi că nu este pe 5M, este pe Rage MP. Este cu totul și cu totul altceva. Mergi la mine pe canal ca să vezi despre ce este vorba, tutorial instalare Rage MP și live-urile mele să te uiți. Scuză-mă, dar suntem și în roleplay. Am înțeles, domnul Vasilică, că știți ce mă gândeam? Gândeam cu fratele meu, știți pe Teo, vă înțelegeți bine totuși. Da, mă gândeam să vedem, poate... Știți care e chestia? Aș dori să mă ajutați cu mașinuțele astea, adică... Dacă vreți să mai faceți un ban pentru organizare, știți? Pentru organizație, pardon. Mă gândeam să mă ajutați să le vindem și vorbim despre un profit destul de măricel, știți? Ne vindem frumos acolo, înțeles. Adică, efectiv, poate auziți pe cineva, poate ceva și le rezolvăm, dacă doriți. Sau dacă le cumpărați pe toate, vă facem ofertă. Asta ar fi. Dacă vreți să le cumpărați pe toate, putem face o ofertă șmecheră. Nu avem atâția bănuși, domnul Andrei, încă. Puneți de la mână la mână, un leu pentru ATN, știți? Deci, practic, cum... Cum zicea fratele meu melodia aia. Am plecat de jos cu multe griji și nevoi. Am plecat de jos. Am înțeles. Da. Nu ne permitem, domnul Andrei, dar vă putem. Și domnul Cricket, pe unde vă petreceți timpul așa, dacă am putea spune? Am cumpărat un hotel pentru mine și băieții. Da. Ne duceți și pe noi pe acolo să vedem? Să vin și eu cu fratele meu, sunt chiar curios. Haideți. Haideți după mine. Băi, foarte șmecheră mafia Balas. Teo, hai la taxiul nostru. Haideți că eu vin cu frățiorul meu cu mașinuța noastră. Opa! Am înțeles. Siguranță și încredere. Uite-l pe Pablo cum a fugit! Pablo, da, ce faci? Travel, ce faci? Direct. Iar uiți să deschizi mașina. Da, domnul, cu ce pot să vă ajut? Peli merge Rage MP pe PS3, din păcate nu, Alex. Hai să mergem cu Balasul, să vedem ce facem cu Balasul. Lasă-i pe ei să meargă cu toți înainte, știi?
Deci băieții au doar mașini vanila făcute mov mișto tare de tot. Asta da e... Gata stocul, șefule. Cum adică, domnul? Cu ce pot să vă... Mai aveți mașini? Da, mai avem. Vă interesează ceva? Cea mai ieftină, care-i? Păi câți bani aveți dumneavoastră, de exemplu? 10.000, nu pot să cumpăr nimica, dar no. Se rezolvă. Cea mai mică, cea mai ieftină mașină este acel Audi A6. Este fix 560.000 de dolari. Am înțeles. Salut, acum de tine și îmi place foarte mult ceea ce faci, respect. Îți mulțumesc frumos pentru Luț Ionuț. Sper că am zis bine. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult de tot. Să știi că apreciez mult de tot. Ai mai lucrat la joc? Laurențiu, nu, din păcate. N-am avut timp. A luat crash, cred că, nu? Pelic, 100 de lei ce mașină pot să-mi iau? Costi, du-te pe Central RP, vezi cât te costă creditele, te duci pe F4, dai importul de vehicule și îți poți lua 100 de lei, înseamnă 20 de euro. Cu 20 de euro te poți să-ți iei un RS7, seria 7, A8, C63. Pelic, Igor, ar vrea să mă dea afară fără niciun motiv. Tudi, nu știu ce ai făcut. Te salut, Claudiu! Peliu, m-am apucat să scriu o carte. Super tare! Și astea sunt mașini Teo de alea care jump, știi? De la de nică. Încă nu m-am apucat, dar vreau să intru în forță. Super tare, Costi, te așteptăm cu drag. Și noi cu mașinuța noastră MOV. Da, trebuie împins sau să la spate. Sau să la urmă. Hai mă, că nu-i chiar așa, dar asta e chiar Caterin, că mergem cu taxi. Salut, Peli, mult respect, mă, mai știi, Renato? Ce faci, mă, Renato, mă, nu te-am mai văzut de mult, mult timp. Cât costă o promovare? David, nu fac promovări. Nu fac promovări, sunt prea micuț și nu are rost, că n-ai să fii mulțumit. Ai jucat Samp, Ionuț? Da, cu fratele meu aici, era admin pe acolo, mă umflam cu el când mă certam cu băieții. Vă știți, mă, cine-i frate-mi? Deci, efectiv, așa făceam. Tot bine, că are penis, bine. Te salut, Andrei Diaconu, bine ai venit. Ce zici? Acceptați bine, că are penis, bine. Pe ce server? Pe, cum se numea? Pe Fortim, nu? Fortim, da. Și am mai jucat noi pe Blue sau pe care am mai jucat noi? Am jucat pe toate. Pe ce, pe ce server era fratele tău admin? Pe... Spune. Pe Fortim. Pe Fortim, așa se numea. Peli merge pe PS4, Rijbu, păi din păcate nu merge Călin, nici 5M, nu merge nici pe Xbox, merge doar pe PC sau laptop, adică pe ce are Windows. Mulțumesc frumos tuturor celor care sunteți noi și v-ați abonat acolo, nu uitați să activați și clopoțelul ca să vedeți când intrăm live. Salut, frate, respect, mulțumesc din suflet, Christopher Sherman, te pup. Scuze, n-am mai intrat, am fost la mare și am rămas fără credit, n-am mai avut net. Stai liniștit, Renato, bravo, foarte bine că te-ai distrat la plajă. Adică m-a sper la plajă, Renato. Salut, Peli, te-am văzut aseară la Pelican. Te salut, Eagle, by the way. Serios? Nu te-am văzut. Poți să donezi pentru bani în joc? Da, poți dona pentru bani în joc. Cu creditele îți poți cumpăra din magazin. Uite, îți poți cumpăra bănuți. Card de credit. În valoare de, uite, 250 de credite, 12.000, 500 de credite, 30.000 de dolari. Ai și de 60.000, ai și de 120.000. Ce face șeful? Toți ansar, Andrei, toți ansar. OG Times este al treilea din România, are garajele GTA 5, interior GTA... Foarte multe chestii GTA 5. Pe... Sofian, te referi pe Samp? Da, erai cu mașina și ai trecut pe lângă Lidl. Ah, nu te-am văzut, nici nu am văzut. Ce nu mai ai făcut semn? Bă, stai mai aici să facem o poză. Uite cum sare muzicantul, l-ai văzut? S-a încheiat. Deja scrie live, da, da! Mi-a zis un prieten că te poți juca 5M pe PS4 dacă îți dă cineva invite pe PC. Nu e adevărat. Nu poți. Uite Gaborul. Ce stă la fel de Gabor? Să vină Gaborii. Peli, care e faza cu kilometrii? Că îi fac foarte greu. Depinde de PC? Nu, tu din. N-are nicio legătură. Se fac foarte greu oricum. Stai liniștit. Salut, sunt de la Dancos. De când ți-a făcut raid? Salut, Zoomer. Salut, te știu, te țin minte. Te salut, Alex T. Bine ai venit, bine ați venit cu toții. Și aș putea să donez pentru a-mi crea o mafie? Da, dar să știi că este o chestie foarte serioasă. Nu este ca pe 5M aici. E... Intră pe Discord, îmi scrii în privat și îți trimit oferta cu mafiile. Hai că ești escortat.
Escortat, mă, nebunule, Genesis, nu mă face de rușine, Genesis. Genesis. Mie mi-au zis băieții că depinde de FPS-uri, nu e adevărat, Tudi. Păi, dacă ai FPS-uri mai puține, îi faci mai greu, că-ți merge ție mai greu PC-ul. Te salut, Alex! Pe mine mai țin minte, Rafael, cum să nu te țin minte? Road to 9000. Adevărat, Renato, suntem 8158. Ce spuneți, în seara asta facem 8200? Ar fi super, super tare. Avem nevoie de încă 42 de abonați. Beli, am fost și eu la mare și am trecut pe lângă casa lui Trexan. Super tare. Te salut, Ionuț Naturalul. Mamă, ce trafic la intrare în oraș. Uite, trafic intens raportat pe hartă. Bă, hartă. Salut, Ianis. Beli, unii mai și conduc. Băi, Genesis, nu mă face de rușine. Ești din Babadac, ce drept. Babadac acum. Forță, 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 forță. În maxim 5 luni facem 5 milioane. Doamne ajută. Mersi frumos, Ionuț, că te-ai pelistit. Trei chestii, cel mai tare taxiu, adevărat. Uite-l. Jur, deci știți ce vreau să facem? Băi, când o să fie forță, forță, rău, mulți player rău de tot, vreau să mergem taxiul să le luăm comenzile la ăștia. Facem ca nu dați banii la prostii, luați taxiul lui Peli. Nu, no. Adevărat. Salut, Peli, te salut, Dani. Moceaun. Eram în dubii, bro, mi-a dat seama că a fost cam târziu. Stai liniștit. Babadac, 90% oameni de culoare, să nu zic altfel. Costi, nu e adevărat. Dar cam așa este, dar sunt, să știi, și eu am prieteni din Babadac foarte, foarte ok. Uber cu ăsta sau ceva. Mersi mult pentru răspunsul. N-ai pentru ce jdjan hjdhj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 h
muzicantul. Aoleu! Aoleu, muzicantule, ce faci, muzicantule? A intrat în spate. Necântat. Ăla cu viteză. Bă, știi cine s-a pelistit? Florin Salam. Salame, bagă-mă ceva pentru corazonul meu, te rog eu frumos, mersi frumos, Florin Salam. N-ai că să zici cum intri în oraș la Peco, așa este, Costi, dar să știi că sunt și oameni, ok. Dacă treci prin proiecte, dau o tură cu un Volvo E60 24T, 202, că ai putere. O, mișto, Renato, chiar am fost prin Ploiești când am fost la munte. Există pe un server un player care are la mașină 300.000 de kilometri? Nu, Laurențiu, nici vorbă de așa ceva, nu. Uite ce mișto au băieții aici. Ce zici, Teo? Teo, unde ești? Mamă, ce frumos e aici, domnul Vasilică. A, da, fac ce e aici, ești nebun. Îmi cerem scuze, dar băieții mei nu prea știu să țină curată. Nu e asta o problemă, e foarte mișto. Și domnul Vasilică, ce faci? Hai să... Nu ne aude nimeni pe aici, nu? Adică poți să am încredere în băieți. Nu. Băieții mei sunt toți de încredere, sunt sub jurământ. Și ce faceți mai exact cu această organizație? Oferim servicii de bază. Ia uzi. Pentru petreceri, evenimente organizate. Pentru fetele virgine dați porumb cu vitamine? Eu nu dau, aici. Ia uite-l pe muzicantul. Aveți un membru cam neîncoțofănit, domnul Vasilic. Eu zic să-l duceți la o domnișoară, că... Ce, pe acesta? M-am blocat într-o casă. Cum te-ai blocat, Fury? Muzicante, sus pe clădire. Salut, Gabriel Bujie, acum. Bine ai venit! Te-a spus? Sus pe clădire, am spus. Acum. Mamă, ce teroare le-o dă! Să te fau bani. E bine, înțeleg, e vară, au venit căldurile. Hai să vă arătăm distracția principală a hotelului, dar este cam periculos, vă avertizez. Veniți după mine, vă rog. Îmi place. Hai, frățioare. Frățiorul meu, ce zici? Ai reușit să-l ajuți pe băiatul acela? Sorinel Puștiu s-a pelistit. Bă, du-vă, bă, de aici, bă, s-a încheiat, a venit Florin Salam, Sorinel Puștiu. Bă, ești nebun, mai rămâneți, vină Dan Ciotoi. Mersi frumos. Înainte, înainte să moară Michael Jackson, l-a sunat pe Peli. Peli, fă un live. Ce tare. Ia să vedem distracția lui. L-ai ajutat-o pe băiatul acela, Teo? Cu casa? Ce casă? Ia să vedem distracția principală. Băi, da, avem voie să călcăm pe panourile fotovoltaice? Da, cum să nu? Mamă! Aoleu, nici n-au avut răbdare. Năpârcă! aveam nevoie de o baie. Mamă, dar cum se aude? Adrian Minune, salut! Bă, du-vă, bă, de aici, frăție, s-a încheiat, a venit și Adrian Minune. Salut, Adrian, Adi Minune, bagă și tu ceva, bă, fac inițierea. Am înțeles. Ce? Pool rules, ia să vedem. Uite, aveți și reguli. Ha?
Ia, te uiți sus? Ia, stai. Da. Mai lipsește Nicu Paleru. Și acum să vezi, hello. No responsible for accidents. Aha. Deci dacă aici se întâmplă ceva, am încurcat. Nu suntem responsabili. Foarte tare, corect, mi se pare și normal, adică... Alex, sunt încă o dată. Sus. Ia. Yeah. Vedeți că nu mai e mult timp, închidem la asta. Am înțeles. Chiar aveam nevoie de o baie. Și Sandu ciorba. Și Sandu ciorba. Ciorba! Ciorba! Ciorpili! Bă, băi, știți că era sâmbătă seară, am ajuns acasă și vreau să vă spun că era 2 dimineața și era unul în oraș, în Tulcea, care a strigat Șarpili, haide! S-a încheiat tot. Ce spuneți, domnul Vasilică? Ce părere aveți? Îmi place foarte mult, să știți. Ce aș, ce da, trebuie, ce ar trebui? Să le povestim de, să le povestim de prietenul nostru care s-a urlat de la noi de pe casă, Șarpili, și a început și alte din. Bă, auziți, o secundă, vă rog. Deci am făcut un șpriț cu Teo un grătar și un prieten de al nostru s-a urcat la noi, a ieșit la noi pe terasă, mansardă, și a început să urle Șarpili, și unul după Victoria a început și el. Șarpili! Alții au început să Ia uite cânt Adrian. Eu am o fetiță tare frumușică și când mă uit la ea îmi râde inima. Am mâncat o floare, o rază de soare, îmi sărut obrazul și îmi trece necazul. Pe dacă o ții de 2 săptămâni în buzunar. Domnul Roată, ce trebuie să fac ca să fac și o parte de pe aici? Voi erați? Noi eram Eagle. Să mor tu, Eagle, că tu erai ăla care ai stricat și ai răspuns înapoi. Trebuie să fii supus unor teste fizice. Ei, hai, totuși. Cum? Teste fizice? Trebuie să... Da. Băieții, scrieți-mi, te salut, Cobra. Gabriel, te știu, fiți atenți. Nu să știm dacă aveți forma fizică necesară, dacă ați zis băieții mei se antrenează tot timpul. Am înțeles. Fiți atenți, băieții, ce spuneți? Vreți să dăm teste de intrare în Mafia Ballas? Să vedem cum este? Spuneți-mi dacă vreți să vedeți să facem roleplay cu Ballas. Vreau să știu, să vedem dacă vă doriți să vedeți roleplay în Ballas cu băieții ăștia minunați. Deci scrieți-mi în chat. Da, nu, da, nu, da, nu, da, nu. 2, uite, da, da, 3, da. 10. 11. 3 de da, 12, 4 de da. 13. Mă pot să citesc. Ești pe 5V? Nu. Da, da, 6. 7. Da, deci gata. Ok. Nu. 7 la 1, 8 la 1, 9 la 1. 10 la 1, 11 la 1, 12 la 1. Hai. Perfect. 1001. Hai, Teo. 1002. 1003. Ia uite și pe ăsta, 1004, 1005. Bun. Domnul Vasilică, vreau și eu și frățiorul meu să ne alăturăm și vrem să facem tot ceea ce trebuie. Mai întâi va trebui să vă luați o costumație adecvată pentru testele care urmează. Am înțeles, adică să vin îmbrăcat sport. Da. Să vă dați tricou jos de preferat. Am înțeles. Da, frățiorul meu, hai să mergem să ne schimbăm. Ce zici? Fratele, domnul Alex, cumpărați un porumb? Nu mulțumesc. Nu vreau boabe. Nu-mi plac boabele. Teo, mai șmechere 5M. Du-te, mă, de aici. Hai să ne luăm taxiotul. Așa o să-i zicem, taxiotul. No, hai să ne întrebăm pe băieți cum vrem să numim, taxiul. Cum vreți să numim taxiul ăsta, băieții? Spuneți-ne niște nume de taxiuri să facem... Hai! Și o să trebuiască să-l facem MOV. Dar de fapt, are MOV pe față. Are MOV, mas. Heli, m-am plictisit fără live-urile tale. Băi, Gabi, îmi pare rău, dar chiar n-am putut. Care de pe Victorie strigau sau nu știi? Nu știu, Costi, nu știu. Fake taxi. Peliscaunu! Peliscaunu. Fake taxi. Dinca, Dinca să se numească, ultimul drum. Trandaci, că ultimul drum. Pelimobilul, pelimobilul. Bă, Teo, tu vorbești serios că am venit cu mașina până aici? La 3 metri? Deci cum trebuie să ne facem? Trebuie să ne facem fără goi, adică în pantaloni. Adecvați pentru ăsta, deci că trebuie să scoatem tricou. Hai să o scoatem. Fără tricou. Bun, cumpără fără tricou. Pantaloni scurți. Bă, ce pantaloni ca... Uite, a, gata, am înțeles.
Îmi iau și șlarfi. Ia, îmi iau mov și șlafi, știi? Măcar șlafi să fie mov. Ia, ia, așa, perfect. Așa, pălărie, șapcă, mi-au o șapcă de aia de... Aaa, direct. Teo. Gata. Ce zici, Teo? Șmecher. Ce zici, boss? Ce zici, boss? Mergem la test. Aaa, o să zic așa că îți bagi joc de ei. Nu mă, e, păi facem caterică. Uite așa, vin cu papucești. Cu papucești și șosete. Cumpără, cumpără, cumpără. Uite la mine. Bă, bă, bă. Vezi că nu ți-ai luat bine șlapi. Ba da, gata. Ia uite, cu papuci. Taxi Feli, Felicanu, adevărat fake taxi. Bă, Feli, nu se... Feli taxiul. Feli mobilul, Feli taxiul, vezi asta? De ce își pune nebunul în picioare? Doamne ferește, deci noi dăm te... Noi intrăm în balas acum, băieții, ca să știți. Dacă tot ați zis că vreți în balas, în balas. Bă, de ce plecați, mă, băieții? Gata, m-au văzut în chiloți și au început să iasă, să mor eu. Eram 140, am rămas 100, s-a încheiat. Ia uite, Alecoane. Aaa, mă! Dă-i. Bă, în cap nu mi-a pus nimic, dar hai, lasă-și. Pe cap. Șosetuță să se numească mașina. Hai, conduți. Hai, hai acum, hai acum să votăm. Cine vrea șosetuță, cine vrea pe elimobilul, cine vrea pelicanul. Respect mei băieții care nu știu de fake taxi. Vă vezi că ești în kilos. Tu de știu, păi am venit, vin la Double Cab Versace Taxi. Hai, parchează, boss. Mă, ce mă tentează așa să intru toți ăștia, mamă. Lasă-i, mă. Dați că nu loviți nimic. Gata. Pleca senzorii. Unde-i domn Vasilică? Aici, aici. Domn Vasilică, îmi pare rău, dar nu mai aveam pantalonii de gen de sport, de astea. Erau murdari, n-am avut cine să mi spele și mi-am pus chiloții ăștia cu frână. Au puțină frână pe spate aici, dar i-am pus că poate dacă mă cac pe mine de frică, măcar să nu se vadă, știți? Și mi-era cam frig la picioare și... Costinești! Stai că ne înjură ăsta. Am înțeles. Mamă, ce cizme aveți. M-ați lăsat puțin fără cuvinte. Dar puțin? Puțin mai mult, să zic așa. Dar măcar fizic arătați bine. Uite, și bine sunteți făcut. Da, măcar aici decât în realitate. Măcar aici. Hai, fratele meu. Mamă, ce bună ești, frățiorul meu. Încest. Domnul, te-ai schimbat de loc de ultima oară. Cine, eu? Nu, 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 Teo. Ah, păi era dor de tine, mi-ai zis. Bormașina. Am avut aventuri. Bormașina, bă, adevărat. Bormașina. Bun, asta rămâne, bormașina. Hai, corpul ăla, zici că e trofeul la UEFA. Așa, vom începe cu o mică încălzire, domnilor. Ok. O încălzire micuță. Ce va trebui să facem? Ceva exerciții fizice. Da. Deci dumneavoastră să fiți pregătiți pentru ce urmează. Da. Stați așa că imediat mă... Stai așa... Aoleu... Zic că nu sunteți pregătiți pentru exercițiile fizice. Nu știu, sunt cam dezamăgit așa, nu știu ce să zic. Și mă gândesc așa la cum eram odată și la ce am ajuns. Am înțeles. De ce râdeți de mine? Ok, să înțeleg că nu prea vă descurc. A, stai, uitați-mă la Teo. Teo, unde ai dat, mă? La sport stretching. Da, sport, sport stretching, stai. Sunt foarte flexibilă. Observ. E balerină. Uitați că și eu pot, nu numai așa, el. Domnul... Ușor către... Florin Salam a început să cânte, ușor către zis Vulcanul și supărați Capitanul.
Mă simt ca la sport, zici că sunteți gay toți. Zici? Ok. Hai să te-ți încălziți tot. Stați puțin. Mai repede, mai repede, dacă domnul ăla. Am prea început. Așa. Ios. Stai nebun. Așa, dar pot să fac puțin din abdomen. Ok, ok. 2 3 1 2004 50 5. Alergi pe bandă, ai, fără bandă. V-ați oprit? V-ați oprit? Ce fun sexy. 20 15 72. Domnul Vasilică? 69. Domnul Vasilică, domnul Vitos, că mă uită la fundul acesta superb, așa, făcut de părinții mei. Da, m-a auzit domnul Vasilică? Noi aici în Balas avem o tradiție cu bicicletele. Cu bicicletele? Păi ești... amândoi să-mi demonstrați că puteți urma tradiția. Sunteți pregătiți? Da. Haide, să mergem sus, că avem rampele acolo. Mamă. Dar nu mai alerga, Teo, nu alerga, nu alerga. Mergi normal, că știi, nu prea alergi. Peri pe GTA San Andreas, pe Groove Street și GTA 5 pe Balas. Băi, avem și Groove Street, aveam, adică a fost desfințat. A fost. O să avem iar, stai să-mi zici? Da. Doamne ajută, cică fun superb, dar ce nu, ți-l poți vedea singur? Păi da, cum să nu? Te întorci așa și îl vezi. Păi, zici că sunteți Abby, adică gay. Da, Abby nu-i gay, mă. E el mai extravagant, dar nu-i gay. Da. Și unde-s bicicletele? Aici. Mamă, uite. Ești nebun. Bă, cât de tare. Uite o bicicletă acolo. Am înțeles. Aolo, tutorial cum să-ți vezi curul cu peli. Câte grade sunt la tine în oraș? Băi, la mine 40. Au fost azi, cred că vreo 38. La Tulcea. La noi au fost 41. Îl cumpăr eu Groove Street-ul. Serios, Tudi? Și în tradiția noastră este bicicleta. Aha. Vreau să vă văd cum vă descurcați pe rampă. Mergi tu primul. Mergi tu, Teo, primul. Să meargă fratele meu, e mai mic și dau prioritate. Și ce trebuie să fac? Trebuie să ne arăți ce mișcări ai pe rampe. Sistemul lui D-Day. Uite-te la el. Oh, 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 hai că le are, le are. Au. Multă grijă, multă grijă. Asta am vrut să fac. Asta am vrut să fac. Dă-i, dă-i. Ia încearcă fără mâini. Dar cum merg mai rapid? Fără mâini. Cum se aude că murli? Aoleu, aoleu, aoleu. Aoleu. Și că-l chem și pe copilul meu adoptat Leo de la cuveit. Oh, Florin Salam îl așteptă, la cântă bine Leo, cântă bine rău. Okay. Nu prea are, nu prea știi. Stai, stai că m-am prins. Se încerc să fie, se descurcă, se descurcă. Eu habar n-am. Cum te-ai prins? Penny, mă mai știi de pe Octopus. Gigi, 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 salut. Puțin așa, erai micuț tu, nu? De ani. Te salut, Gigi. Bine ai venit. Nu uita să te abonezi, să apeși buctonașul de like acolo. Mersi mult de tot. Acum aștept să vină Jean de la Craiova. De salut, Defto Claudiu. Deci, până la urmă, eu și Teo ne-am salutat cu șarpili. Sunt gata, pregătit. Șarpili. Hai, Teo. Dă încoace. Ia posta racana. Stai că ți-arăt eu. Din cauza bicicletei nu pot să merg foarte repede. De ce? Am eu una mai șmecheră. Dar cum îi dai mai tare, Teo? Op, a căzut cu bicicleta. Îmi cer scuze, nu, am vrut să fac asta, nu. Domnul Vasilică, apărate că e rezistent. Teo, cum ai făcut? Cum i-ai dat viteză? Nu i-am dat, nu știu. Bună. Cu cine ești? Bună. Ia uite, Teo. Bă, am învățat. Dacă mai sunt de la mă lăsați fără cuvinte, domnul Andrei.
Ia uite! Șarpili! Am venit să-ți eram copii acasă. Cu ce copii? Nu știu, am venit cu un copil. Apar n-așa. Cu un plod? Aoleu! Uite că deja a început să-mi placă. Bă, ești nebun, mersi mult de tot că mi-ai zis. Haide! Haide! Dar știi ce fac? Aoleu! Am dărmat vreo 3. Vreo 3 inci. Știi ce vreau să fac? Să mă duc în aer și să-mi dau F. Ideal. Uitați, vedeți ce mult rezistă. Domnul Andrei, m-ați lăsat fără... Tați că mie îmi place, în școală îmi plăcea să fac teme suplimentare. Am înțeles, am înțeles. Săraci și se uită la mine cu bicicleta. Bă, dar cât de caterincă e cu bicicleta asta, nu credeam. Am obosit. Gata, obosit. Am obosit. Mamă, ce durete. Salut, Zenuț, salut, Ștefan Denis, bine ați venit. Mersi mult de tot, Ionuț, așa și realitatea, apasă caps, ok. Băi, muzicante, dacă mai faci ceva, o să n-o-s fără mâini. Teo, ce faci, mă? Nu știu, mi s-a făcut. Gata, băieți. Tați, că o iau eu. Aoleu, mi-a spart capul, aoleu. Am vrut să fac o schemă să mă arunc acolo. Uite, m-a venit Fasaki. Ce faci, mă, Fasaki? Sunt bine, sunt bine. Ia spuneți cum am descurcat. De nota 10, domnule. De nota 10. Băieții mei n-au mai văzut așa ceva. Ai tot ale natural. Tu, Teo, ai fost cam mediocru. Bă, băga mea. Uite cum a căzut Kevin. Băieții, băgați-vă în față. Cred că domnul Teo s-a supărat. Unde ești, Teo? M-am aruncat. De ăștia, chiar dat-o cu unul, bă, vină mă înapoi, bă. Domnul Andrei, v-ați descurcat de minune. Mulțumesc frumos, păi când eram mic cu bicicleta, eram... Cum n-am fost niciodată cu femeile. Ia de mă bicicleta. Fast and Furious. Nu, mulțumesc, nu-mi plac boabele. Nu-mi plac boabele. A fost chiar superb, deci... Vă mulțumesc mult. Sunt profund emoționat. Uite, intrăm în Balas Fasaki, adică dăm testele pentru Balas. Ce să zic, domnul? Ați trecut testele. Astea au fost toate testele? E foarte ok. Mamă, Teo. Da. Pe noi ne interesează forma fizică și tot. Pe parcurs o să învățați și celelalte gen. Prima oară dați testele astea de enduranță și apoi o să intrați într-un program de training, dacă mă înțelegeți. A, am înțeles, ok. Am înțeles, sigur că... Da, mai tare, Alex. Știți să trageți și cu arma? Am uitat să vă întreb. Da, cum să nu stați așa că am în chiloți aici? Haideți să mergem că avem aici undeva unde putem să vă testăm. Mergeți cu noi? Scoate arma din chiloți. Ia uitați aici ce am eu. Era ascuns aici bine în chilot. Eu credeam că sunteți foarte dotat doar. No, am puța mică. Am puța mică. Așa, uitați cum să facem, avem un... Nu, Bogdan, nu, că facem și parc auto, n-are nicio treabă. Nu-l dați mie, domnule. Haideți să mergem. Muzicene, nu te uita așa, urăt la ea. Hai, Teo. Hai să testăm cu arma, să vedem. De unde e arma? Nu mai știu. Ai Facebook sau Insta, Ștefan? Da, am acolo în descriere, Instagram, Facebook, tot ce vreți voi, le aveți, le găsiți acolo, aveți Discord-ul meu, aveți tot, Streamcraft, tot ce vreți voi. Acceptați aici o secundă. Sigur. O secundă. Sunt oameni la casa ta și îți vandalizează mașinile, n-am ce să fac pentru că sunt pe live, nu se poate. Așa. Am adus aici un medic în caz de se întâmplă ceva, vrem ca totul să fie ok și protejat. Mamă, bine am ieșit succes cu live-ul, mersi frumos, Gabi! Domnul Costea se laudă că este un trăgător excelent, vreau să-i arătați opus. N-a văzut cum trag eu femeile! Te salut, Damian! Așa, o să vedem acest test. Stilul meu Fast and Furious, îl știți? Domnul, până și mie... Ce telefon ai pe el? Costi un iPhone X. Așa. Domnul Andrei, dumneavoastră să vă duceți în partea stângă. Da. Costea, tu te duci în partea dreaptă. Mamă, stai așa că...
Și vreau când o să vă dam startul să vă împușcați un pic. Vă rog frumos să nu trageți la cap, avem medic aici în orice caz. Ok. Și sigur. Vom vedea cum vă descurcați. Sigur că da. Salut Blue Warrior, bine ai venit! O să vă rog frumos să stați, să mai stabilim niște reguli. O să vă rog să stați spate în spate și eu când o să trag, o să începeți, da? Sigur. Așa, vă rog să luați o poziție mai în partea aceea. Ia să vedem, aici e bine așa? Și fac roleplay, nu mă uit. Stai să vedem. Deci ne uităm așa, s-a pus el bine acolo. Haide, începe. M-a omorât. Dar mi-a dat în cap. În capul meu. Ia? Mie nu mi-a pare că n-ai nimic la cap. Medic! Nu mai domnul Costea mi-a dat în cap. Nu are nimic. Mi-a dat în cap. Domnul pălărie. Costea, ce v-am zis să nu trageți în pălărie mi-a dat. Ce v-am zis? La piept a fost. Nu-i cu cap, nu se fac de... La cap a strat, domnul Costea. Uitați gaura din joben. Nu, tu muzicante treci la loc. Domnul Costea cred că trișează. Ia asta să-l verificăm de vestă. Băieți, verificați-l de vestă. Stai mă. Domnul doctor, îmi dați și mie, vă rog, o pastiluță. Cum să nu? Vă rog eu frumos. Ia uite-l, m-a intrat în balas. Devil. Mulțumesc din suflet, domnul. Cât mă costă? Eu nu vă costă, domnule. Hai mă, să-i dăm o sumă. Angel este deja plătit de comunitatea noastră, domnul Andrei. Bine, bine. Vreau să-mi dați și mie o mică pastiluță. O mică pastiluță? Ce mașină vrei să-ți iei în viitor? Renato, depinde de câți bani o să am în viitor, că așa ce mașină vreau să-mi iau. Ești mâncat, te vânesc ca pe căpreoare. Aha. Hai mai cu Sony-ul ăla, frate. Da, gata, domnul Vasilică, mai repetăm acum fără la cap. Da, 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 gata, gata, l-am verificat și pe domnul Costea și fără cap, domnul Costea și domnul. Hai să vedem. Hai să vedem. Ce facem noi? Acum. Bine, mă. Așa da, așa da, așa da. Altă viață. Sunteți bine, domnul Costea, că nu v-am dat în cap. Da, domnul, Angel, verifică-l, te rog, asigură-te că... Vreți să facem 3 din 3? Peli, spune-i lui Siri 17. Facem, bă, facem. Se vă... Siri, 17. Dar cum vorbeam cu Siri? Hai să mai facem o încercare și dacă câștigați iară, la două puncte oficial, da, domnul? 17. Da, domnul. Haideți. Bă, 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 ce? Am sunat 112. Bă, nu! Am dat cerere pe Insta, Peli. Gata, gata, intru să accept, intru să accept, intru să accept. Hai să începem, domnul Andrei. Mult noroc de data asta. Mulțumesc, la fel. 900. Mi-a luat puțin. Hai să vedem. Bine, mă, frate meu. Ceva, dar de unde ați luat carabina, domnul Andrei? Tatăl meu mi-a dat, a fost, am... Nu mai are, că vreau și eu. Mă, cam doare peptul. Uf. Am înțeles, am înțeles. Aoleu, săracul domnul. Angel, Angel, vină și freacă-l pe burtă pe domnul. Freacă-l pe burtă pe domnul. Gata, băieții, v-am dat aici frumos. Ia, hai, hai, hai. Accept, accept. Intru și eu pe live și văd că ești în kilo și te împuși cu Costea. Nice, cred că o să faci golul de la 15.000, că ai pus 4.000, dacă nu mă înșel. Peri, azi te salut, bine, m-ai făcut să mă simt bine. Mersi frumos, Eagle. Ce spui, Teo? Eu. E rândul meu acum. Domnul Teo, alegeți-vă dumneavoastră cu cine vreți. Cine e așa mai bun, să știu? Domnul Vito aici. Eu să aici vă domnul Vito, haideți. Dar nu vă garantez că câștigați. Sigur. Haide, domnul. Verificați, vă rog frumos, de fără armură. Fără armură. Alea sunt glațe de cauciuc, nu-i așa? Adevărat! Și-a luat fratul prank. Cu ce costi? Cum și-a luat prank? I-a zis Siri, se vă întind. Stați o secundă, că trebuie să-i dăm jos, domnul Vito. Trebuie să mă hidratez. Vesta. Am înțeles. Stai că eu dau... Și domnul Vito e foarte deshidratat. Na,
Am văzut că a scăpat sticla aia de acolo din cușada. Domnul Andrei, o să vă dau onoarea să dați dumneavoastră startul la lupta aceasta. Stați două secunde să mă ascult că vestea domnului Vito e dată jos. Deci, dragilor, am primit o poză pe WhatsApp acum și fiți atenți, cică e o poză cu o mamă și un copil, uitați aici așa, și scrie sus, cică I'm so happy I didn't swallow you. Da. Haideți, băieții, toți înapoi. Alex, vezi că trebuie să dai start. Eu trebuie să dau startul? Da. Da. Sunteți gata de distracție? Da. Hai, bă. Hai, Teo. Dă-i, dă-i la piept! M-a luat, bă, că mi-aș... Hai, 1-0, până la 3! Până la 3! Ești bine, fratele meu, frățioare! M-am împiedicat din greșeală, că altfel eu dădeam de... Câți players sunt on, vă zic imediat, suntem 27! Mi-a dislocat glezna, așa... Rupe-i mufa lui Teo! Downboy, te salut! Tu poți să-i spui 72 lui Siri. Dacă frățiorul mai mic se descurcă la fel de bine, domnul Andrei. Domnul, puneți și mie un plastre cam pe picior, mă nimeri și pe mine la glăsa. Dă-i în piept, Teo, în de-astea, știi? Mamă, dar ce am și eu, am niște gulanțe frumoase. Dacă aveți nevoie de transport, compania de taxi vă așteaptă în fața prefecturii. Ia auziți, este cauciuc acolo în față. Hai, Alex, start. Hai, hai. Imediat. La 3 gloanțe, hai, da? Da. Bă. Vito, domnul Vito, am zis la 3 gloanțe. Vito, 10 flotări acum. 10 flotări acum. Până se ocupă medicul. De ce ai făcut-o acum? 10 flotări acum. Nu, e ok, fratele meu, e ok. Frumoase teste, adevărat. Teo, la cap, i-a dat în gât. Joci un raspeli offline? Nu, acum. Nu. N-am chef de ras. Vreau Caterinca, așa. Vreau, am avut o zi grea și... Gata, domnul Vito, sus. Gata, deci la 3 focuri, da? La 3 focuri. 3, 2, 1... Dă-i în piept, dă-i în piept. Bravo, mă! 1-1! Domnul Vito, sunteți bine? Că-s de cauciuc. Gen, chiar ți-am dat în cap? Da, păturică, chiar mi-ai dat în cap, mi-ai dat în pălărie. Nu, e ok. Să nu-i spui lui Siri, se vădică, sunt la poliție și iPhone de mai multe ori decât se dă restare din fabrică. Oleleu. Păi da, ca să fuge cineva, știi, tot face parte din pregătirea noastră. Hai, tot! Domnul doctor, cu pastila și mie, vă rog. Cum să nu uitați, uitați aici? Da, mi s-a făcut puțin rău, am nevoie de norofen. Sângerarea s-a oprit. Ursuleții s-au... Stai liniștit, păturică, ei! Ce naiba, facem Caterinca. Ursuleții s-au trezit, bună dimineața! La 3! Dă-i în piept, în piept, în piept! Vine domnul Vasilica să ceva, o apă, ceva, o... Te-a făcut? De ce nu ți-ai dat? Bună ziua, Peli, eu sunt moderator pe server de MTA și un băiat a intrat cu numele Alexandru. Peli ți-a spus că ești tu. Acum vreau să eu... Nu sunt eu, Popeliu, nu sunt eu. S-a terminat? Îți spun 100%. E 2 la 1. 2 la 1. Pentru domnul Vito. Aoleu. Bine, m-am dedicat eu. Domnul Vito este cel mai bun pușcaș al vostru. Teo, dar dă-ți reload la armă. Înainte de a te bate. Da, ia, uitați-o. Face și cu cel mai prost. Face și cu cel mai prost. Muzicante. LOL. Și mie, vă rog. Ok, mersi, Peli, te pup, spune la continuare la live. Mersi frumos! Uite, te întreabă ceva Bogdan, Popeliu. Da. Da, Alex? Nu. Gata? Hai! Da. La fel. Ce? Da. Mai vrei să... Nu, gata, bravo domnul, da, că a fost 3, bravo domnul. Da, totuși una din 3 este ok, domnul Vito. Una din 3, ok. Bravo domnul Alex, bravo. A fost polițist o mare parte din viața voi și are antrenament destul de mare și el. Sincer să fiu, vă felicit pe amândoi, ați trecut.
Mulțumim frumos, domnilor. Mulțumim din suflet. Când facem prostii prin oraș. Așa, așa, să nu faceți prostii, să reprezentați acest... Noi am întrebat când facem prostii, așa. Nu facem prostii. Da, știu, atunci. Să nu vă lăsați niciodată dacă nu mai facem prostii. Normal. O, sigur că da. Al meu, al și dacă puteți să vă găsiți alte ținute... Da, domn. O să vedem ce putem face. Dacă nu voi pusti. Au. Sau niște Adidas. Păpucii cu ciorapi sunt ok, dar... Nu, o să... Da, astea le-am luat repede acum, ce să fac? Na. La ieftineală erau ceva reduce. Da. Bine că n-ați luat sandale cu ciorapi. Alea erau mai nasoale. Mergem acum, merg cu fratele meu să ne îmbrăcăm și... Hai, frățiorul meu. Ne, domnul Vasilică, trebuie să ne dați și nouă insigna de balas. Da, da, da. Sau ne marcați ca pe vaci. Ne prăjeți la fund. Cum avea tataia, atâ, Andrei Traian. Depinde după dorință. Le oferi insigna balas, super tare. Sunteți în alte facțiuni. Știu. Dar cum părăsesc facțiunea, că eu sunt lider aici. Eu nu sunt nicio facțiune. Așa. Cum te-ai scos din facțiune? Nu eram. Eu. Pe o. Ia-ți haine verzi, nu mă, nu le stricăm băieților. Nu, o să vedem, o să rezolvăm, o să rezolvăm cu toate. Ce spuneți, v-ar plăcea să mă vedeți totuși și cu... o facem noi, lasă că facem noi, Caterinca. Cu cât dai M6-le de la parc? George este furtunat cu tot cu armură, este 750.000 de dolari negociabil. Bine, domnilor, vă mulțumim frumos. Alex, vezi că ești în altă facțiune. Așa, știu. Domnilor, vă rog frumos, acum sunteți reprezentați, o să vă ținem că o să avem... Am văzut la urte, salut, am văzut. Din păcate am văzut. Avem niște băieți mai răi din nord orașului pe acolo. Da, o să avem grijă, o să fim foarte... Eu o să merg să-mi văd de... Știți că eu am business-ul meu și... Da, 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 o să încercăm să facem tot posibil să vă găsim niște cumpărători. Am văzut că și dumneavoastră aveți acolo o benzinărie frumoasă. O să încercăm să facem acolo și tot ce trebuie. Și ce să fiu, domnul meu, că am profitat de afacerea dumneavoastră cu benzinăria acolo. Noi, o mână spală pe alta. Ăia erau pușcăriași din Topolog. Exact, exact. Ce să mai zic, Costi? Fără cuvinte, deci fără cuvinte. Am auzit că aici se fac pariuri sportive, este adevărat? Bă. Haide, salut, de ce ești pornache? Am văzut și live-ul. Da, da, am văzut că mergea cu 234 în sat. Am văzut Laura. Am văzut. Dar cum avea Laura la care... Cum îl cheamă pe ăla care a făcut live-ul? Că nu mai știu. Te salut, Andrei, bine ai venit. Deci fiți atenți, băieții, ce s-a întâmplat ieri. Bine, domnul Roată, mergem acum să ne îmbrăcăm și ne auzim pe aici. Știi o întrebare? E vreo casă liberă pe aici? Da, 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 uitați. Hai, fratele meu, să etaj, vedem ce case avem noi. La etaj? Uitați, frate, că iau eu una și... Uite, cred că e una aici. Hai să ne luăm două jos. Uite-te-o aici, vină cu a. Hai să le luăm pe asta. Tu pe asta, pe eu pe asta și tu pe cealaltă. Gat. Gat. Perfect. Am încuiat. Ce să merg cu BMW din 2004? Băi, Costi, era M6, motor de 5000 benzină, ca să știi. Deci se poate. Aia d-au murit de la Tulcea, da, Kenton, da. De toate. Dar noi gândim. E foarte ok. Mergem și noi să ne îmbrăcăm și ne... Să trăiți, zi bună, spor la treabă. Hai, Teo, vino ca să ne îmbrăcăm în haine mov. Hai să luăm bor mașina. Păcat de mașină, păcat de 3 oameni care au murit plus un copil nenăscut. Adică... Deci fiți atenți, băieții, dacă nu știți despre ce accident este vorba, vă spun eu. Erau niște băieți, erau 4 în mașină. Stai că nu mă lasă să... Erau 4 în mașină cu un BMW M6 decapotabil. Și au plecat dintr-o altă comună, cel din dreapta, cel care era în dreapta șoferului, a dat telefonul unui pasager din spate să facă live-ul. Era beat mort, chiar la începutul live-ului a zis că dacă aveți, sunteți răi de inimă, nu vă uitați sau ceva de genul.
Și a mers ăla ca un nebun, avea 230 și ceva la oră printr-un sat, a pierdut controlul, a sărit peste niște dâmburi, a pierdut controlul, dar fii atent, că am vorbit cu un băiat de la, cu Cosmin de la poliție, uh-huh, și mi-a povestit că nebunul a pierdut controlul, a intrat în curte, a intrat într-o masă unde a omorât oamenii ăia, a sărit peste casă și a ajuns în cotețul de găini. E bine. Oh, doamne, ce urăsc eu băutura la... Volan. Stai că nu se aude domnul ăsta, nu înțeleg ce. Cântă, țicară cât de câța, nu știu dacă aici. Nu au nimic. Eu l-aud. L-auzi? Cântă, țicară cât de câța, așa face. Caracat. Aha, uite aici. Pantalonul mă, uite, am găsit. Care... Cicalacat și chita cântă. Dar bine că te-ai pus în față. Domnul, vă dați la o parte că nu mă văd în oglindă, vă rog eu. Doamne, dar sunteți prea urât oricum. Aoleu. Se glumează, aveți grijă, se glumează. Dar domnul, de ce aveți gâtul așa de lung? Sunteți marmotă? Fraierie. Nu, fac aterică, băieți. Hai să ne punem mov, 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 tot mov, știi? Dar fără, vezi că ei n-aveau tricou. Scoate și tu tricou. Fără tricou vrei? Da, mă, ba, mai erau, mă, cu tricou. Da, așa, așa că mă fac și eu mov. Nu, mă, că eu mai am parcul la auto, ești nebun. E un brand așa, ah, da, faceți mov. Vă așa să am sarez, cu tricou, fără tricou. Eu v-aș recomanda să nu vă îmbrăcați așa, s-ar putea să vă pierdeți viața. Dar e treaba voastră. La viață. Ia uite ce frumos ne-am făcut. Ateș, ce faci? Bor mașina, v-a strins, știu. E păcat de pasageri și ea de întrătau. Așa este, adevărat, păcat, păcat. Vreau să mă îndrecizez, să vă scriu la referal. Nu trebuie să scrii nimic. Mergem la parc? Câți ani are fratele tău? Câți ani ai, bro? 20 de ani, 21 de ani face. Face acum pe 26 august. Uite bine, dacă așteptai restartul. Așa. Ce s-a întâmplat după restart? Cumpărai din noul clothing. Serios? Lasă, cumpăr după aia iar, e pentru câteva zeci de dolari. Super tare, Ateș. Hai la parc, Teo. Vânt. Stai așa să dăm anunț. Vânt. Super. Vânt. Mașini VIP. La super prețuri. La parcul auto din Paleto Bay. P portocaliu pe hartă în stânga sus. Ai auzit de bărbatul din Caratal? Aha, Renato, am și discutat despre asta. Vezi, dai wipe la server vreodată? Nu, Savu, nu vreau. Pentru ce să dau wipe? Nu, n-aș da wipe niciodată. Mâine, da mâine peli, wipe. Mi se pare mie sau mașina zice smell like peli. Ce minunăție asta de mașină, e bor mașina. Asta e bor mașina noastră, e mașina serverului. Drrrr, ce oglinzi are, ce oglinzi urâte are, să moară domnița, bă, lași. Opa, stați așa să fie ceva la încărcat. Am luat stâlpul ăla, că așa am vrut eu, nu că... Arătura! Când eram mici și ne jucam un joc, era un joc cu aia, cu Formula 1 și mergeam pe iarbă, tata zicea, arătura! Arătura! Aventura, strigați! Ura! Peri nu mai știu, dar l-am găsit acum pe adevărul. Iar și nu se vede și nici nu arată. Dacă dai zoom. Da, Laur, știu. Conduce MRP, iau ce zice Gerald. Că se strică motorul, pui motor de drujbă, că se potrivește. Salut, mă, mai știi? Da, Antonie, te știu, ce faci? Peri, știi cumva de ce n-am mai postat Trex? Nu știu, Alex, chiar nu știu, nici n-am mai vorbit cu el. Dar a postat. Am văzut că a mai postat. Așa, și mie îmi place să intru în astea. Jur că îmi place așa, mă satisfac total. Aventura, strigați. Teni, n-am primit notificare. Stai liniștit, Mario. Păi ai activat clopoțelul acolo să primești notificare, măi. Măi. Nu uitați, dacă sunteți noi, să vă abonați acolo, apăsați și like la pele aici și activați și clopoțelul. Trex nu a postat pentru că a luat strike. Păi nu, n-a postat mai demult. Ce, a luat iar strike, Renato?
Ăla 2.3.0 cred. Sau 2.0, nu mai știu. Pelin face să intre în ăsta, mă satisface. Pelin, te las, o seară frumoasă tuturor. Te salut offline, mulțumesc frumos că ai fost alături de mine și de noi. Mersi mult de tot, seară frumoasă să ai și tu offline. Bun. Dă-i forță, forță să te cu mașina timpului. Mașina hipioților. 2, așa. De pe ce vorbesc în regimul cu? De pe N, de pe N. Dacă ai întrebări, folosește slash, scrie T, deschizi chat-ul și scrii slash N și pui întrebări. Îți vor răspunde helperii, adminii, toată. Mamă, ce fel să văd că se iau astea, s-a încheiat. Din first person, știi? Ce-am pierdut, Nicu, 85 de minute ai pierdut, să știi? Am văzut pe comunitate. Mersi frumos, mulțumim frumos, Mario. Mulțumim, Disco. Oficial, de azi am renunțat complet la Icos. Toma, ești sigur? Peli mașina boșilor. Bor mașina! Hopa! Trex a postat acum un minut. Păi asta zic, la la strike. Ce Dumnezeu, am mai postat. Ce era strike? Nu știi? Păi, n-am idee. Adică gen când primești o reclamație, ceva cu privire la ceva, nu te mai lasă să scrii pe comunitate, nu te mai lasă să postezi nimic pe YouTube până astăzi. Gen ai canalul abonat sau ceva, în corto. Abonat sau... Mm-hmm. Gen, o perioadă. Opa. Am înțeles, așa, Teo, e bine. Ei, lasă că am pierdut și vreo 40 de minute. Stai liniștit. Mergem la parc, Gerald. Tudi Sandu, Turgea 92, Felix. Da, Tudi. Hai să ne mai dăm pe Instagram să vedem dacă a mai dat cineva cerere. Ce spui, bro? Să vedeți cum e Turgea 98, Felix. Reclamă. Că e un fel de temporary cooldown, ca pe CS, ia uzi. Am înțeles. Ca atunci când rămâi afectat. De la ce vine FLX? Pe tatăl nostru îl cheamă Felix și noi, el la prima mașină a avut FLX în 96 și așa au rămas numerele și ne-am luat cu toții la fel. Numai că ne-am pus anul fiecăruia de naștere. Bine, Alex de fapt minte, el vrea... Că e rușine să zică că de fapt vine de la faptul că se flexează, știți? Am vrut să fie flex. Acum regret alegerea, știți? Mai merge părculețul, dar Robert, cum să nu meargă? Ai văzut piesa de la Five Gang? Care? Au scos piesa nouă? Fac, nu știu, nu urmăresc, îmi place. Mi se pare că am dat și gen de aia, să nu mi apare nimic. De la Five Gang? Five Gang, Lino, Abi. Stânga! În cotor! În cotor! Băi, eu n-o scaugiu, da? Aoleu! Pe din Ploiești a fost forțat un băiat semaforul și a distrus un Ridge 2016 și un S-Class pus o barcă și un semafor, au fost 3 victime. Băi, Renato, dacă au fost doar victime și o să trăiască, e bine, dar dacă au murit, la revedere. Doamne ferește. Am hazul ăla fin, hazul ăla fin. Hai să vedem dacă vine vreun client aici, avem la parc. Ia uitați ce avem, avem 2 i8-uri, avem șeptare, avem 5-ar. Șesar, pardon, avem Cayenne, tot ce vreți voi, avem A6. Mai știi după mers, cobor dintr-un merț, cel mai mare VIP, îmi vezi cum strălucesc. Peli e pe unul în trending, piesa de la 5 Game. Ați văzut și voi după 100 de ani, adevărat, arabici. Am hazul ăla fin, hazul ăla fin. Și că când văd pe ăștia de pe live că interesează mai mult lucrurile materiale decât viețile, îmi vine să-mi... Mă tuna. Băi, Costi... Ce să faci? Te-au zis că ești boschet, mă jur. Mergi la Delta? După aia? Da. Ai chef? Serios? Cu naș, cu da. 4? Da. Bine. Coach. Îmi pare rău că ai 5 șeptare. Nu-mi pare rău. Deloc că am 5 șeptare. Bună ziua. Bună ziua, domnule. Poți să vă ajut cu ceva? Aș vrea și eu să vând o mașină, dacă... Un Porsche Cayenne. Nu mai vindem, boss-ul. Boss-ule, nu mai vindem decât dacă cumperi. Ce fel a fost asta? Nu mai vindem decât dacă cumperi. Deci, momentan, vindem, știți, și... Când se mai golește părculețul, atunci cumpărăm.
Am înțeles, am înțeles. Arăți, frate, ca o curvă când ai zis că arată ca un boschet. O zi bună, domnule. Mersi mult, mai am plăcut de respect, să-mi bag picioare. Arabi s-a chiar. Așa să fie și realitate cu 5 șeptare. Doamne ajută, bună când ai început live-ul. Vladimir, nu, tu din, nu, uite, scrii în privat, te rog, scrii în privat. Când ne pornim live-ul, Alex? Ha? Când ne pornim live-ul, te întrebați? Acum, acum 89 de minute. Ce mi-a plăcut de tine că faci gen... Când ai pornit live-ul și faci un Vladimir și după te-ai luat cu alta, așa? Iată. Ce face? Hai să vedem cine vine. La părculeț, la părcoi. Salut, Adi, salut! Ți-am scris oare mi-ai dat bloc? Nu, tu din nu ți-am dat bloc, o să-ți dau bloc. Ești sigur? Nu mi-ai scris nimic. Cred că nu ai acceptat cererea. N-are cum. Tudi. Nu. Tudorel. Stai, poate mi-a dat mie, că majoritatea ne încurcă. În ce am văzut eu. No, nu mi-a dat mie. Ia să vedem. Ce Audi e la Peli? A6, Edi. A6. Dar ce frumoase sunt mașinile. Mulțumim frumos, domnule, mulțumim frumos. Vezi că nu dăm gratis. Dar am zis eu ceva de gratis. Așa făceam și eu când eram mic, mă duceam la cofetărie în clasa 1 și făceam dar ce bine arată prăjiturile alea, de milă că eram copil mic, mai dădeau prăjituri. Și că nu-mi dați și mie una, pentru o sumă... Da, dar cât e audio-ul ăsta? Este 560.000 de dolari, domnule, ușor negociabil. Hai că am 560.000. Asta e, când aveți... Cea mai ieftină mașină de aici este acest A6, superb. Domnul, munciți până când contul dumneavoastră bancar arată ca un număr de telefon. Nu contează că e 112, că e altul. Dar dacă începe cu 07? E, la unii dă cu 0 deja. La, eu știu că în România începe cu plus 4. Vadim, nu ești nou, că te țin minte, nu mai minți că te știu, aș pune o lege pe care știu să 4 ani. No, no, Bogdan, nu faci. Am înțeles, 112, pe acolo. 911. 118932, dansează, salvezi la cu... Nu ți-am scris tu, din nu ți-am scris. Nu negociați și voi până la 40.000 ceva. Măcar o bicicletă, domnule. Bun, wow. Wow. O să dai test drive aici. Hai mă, să dăm un bonus, las că dau eu. Așa. Cât mai ții live-ul? Nu știu, Nicu, nu știu. Mă bucur că mă ții minte. Cum să nu? 560 cash, parcă l-ai luat 400. Nu e adevărat, nu arabici, nu, nu. Domnul, se dă test drive cu mașinile? Se dau și test drive-uri cu mașinile, bineînțeles, dar aveți dumneavoastră material pentru mașinuțe? Păi am 40.000, adică, nu știu. 40.000? Păi cu 40.000 nu cumpărați nici o roată la mașină, știți? Da, domnul, dar eu am cerut un test drive, nu, n-am vrut să cumpăr. A, păi nu, domnule, aici vine și cumpără... Na, minus 1, bă, du-te, bă. Nici o bicicletă n-aveți pe aici? Bă, mi-ai furat singurii bani. N-am, domnule, din păcate nu am. Numai că le-am dat 2000, stai cu minte. Aoleu, păi să aduceți, domnule. O să încercăm să aducem și de toate. Să ai un circuit unde să fie testate mașinile arabici? Nu. Nu, nu are rost. De 500. Oh. Bă, mi-au furat ăștia banii. Hai mă, Armin, lasă, taci din gură, ți-a luat un dolar. O singură întrebare, domnul, aveți biciclete cross? N-am, domnul, din păcate, numai mașinuți. Mașinițile. Nici Cannondale. Poftim? Nici biciclete Cannondale, nici biciclete Chip and Dale, n-am nimic. Ce mașină recomandați, domnul, pentru A1? Ce mașină? Da, ce mașină? Nu, tu, din, nu, 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 din păcate nu. Wolf, nu cumpăr case, nu cumpăr case. Vă de sunteți de bărbați, restul de sus, ghevitit la ei, îmbrăcați în negru, alb, roșu. Aoleu, au luat... E pe GPL? Nu, e...
No, benzinar. Scuipi în rezervor și merge. Pentru A1 și Ron e ok, zic eu. Băi, Arabici, e super ok. Cât îi dai? Dragilor, eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine la acest live. Vreau să vă mulțumesc că ați fost super înțelegători cu mine. Am scris acolo pe comunitate ce s-a întâmplat de n-am mai putut să postez pentru că... Na, s-a întâmplat un necaz în familia noastră. Asta este. Eu vă mulțumesc din suflet. Ușor, ușor ne reluăm activitatea, live-urile zilnice. Vedem și cu episoadele frumos ce facem. Am intrat în balas acum. O să fie, o să avem roleplay cu băieții, o să avem cu poliția, cu testa. Oh, o să fie ca lumea, ca lumea rău de tot. Eu vă pup, vă mulțumesc din suflet. Nu uitați să apăsați butonul de like acolo, să vă abonați, clopoțelul. Mă înclin în fața voastră. Vă doresc să aveți o zi și de luni ușoară, o seară frumoasă și o săptămână și mai ușoară. Bucurați-vă de vacanță cât a mai rămas. Și ne revedem mâine seara la un nou live. Vă pup, respect, pa, pa!